Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. PsihoSan, centru de îngrijire și recuperare PsihoSan, este dotat cu 22 de camere și 2 apartamente de lux, fiind compartimentat în clinică de psihiatrie și centrul de îngrijire pentru persoanele vârstnice. Oaspeții și pacienții noștri au la dispoziție o piscină acoperită, hidromasaj și saună, sală de sport. PsihoSan, Ungheni, strada Bercului, numărul 204, psihosan.com. Pentru că sănătatea ta contează! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. În fiecare an, la 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei Române, în care sunt celebrați eroii, dar se promovează și structurile militare actuale. Cu această ocazie, la Târgu Mureș a fost organizată ceremonia militară și religioasă. În cadrul manifestărilor din Piața Victoriei au avut loc depuneri de coroane, iar studenții militari aparținând Catedrei de Pregătire Medico-Militară din Târgu Mureș au depus jurământul. Cel mai așteptat moment a fost cel al defilării, dar a fost organizată și o expoziție de tehnică, armament și echipamente militare. Duminică 25 octombrie s-a marcat Ziua Armatei Române. Momentul a fost marcat în județ prin ceremonia militară și depunerile de coroane în Piața Victoriei din Târgu Mureș. Manifestările au demarat începând cu ora 12 și 15 minute prin oficierea slujbei religioase. Are loc oficierea serviciului religios. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În cadrul ceremoniei militare, cei mai tineri dintre studenții militari, aparținând Catedrei de Pregătire Medico-Militară din Târgu Mureș, au depus jurământul, iar șeful de stat major al Brigăzii 6 Operații Speciale, Mihai Viteazu, a dat citire mesajului șefului statului major general. Eu, student al Mureș, jur credință patriei mele, jur credință patriei mele, România, chiar cu prețul vieții. Jur să respect Constituția. Jur să respect Constituția. Legile țării. Legile țării. Și regulamentele militare. Și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Depunerea jurământului militar este actul de conștiință cu înalte semnificații patriotice și civice, prin care un tânăr dobândește pe deplin statutul de militar. Depunerea jurământului militar este prima dovadă a faptului că v-ați definitivat opțiunile de viitor și că formarea militară inițială a dat roade. Pentru onor înainte, prezentați! Arm!
Oficialitățile județene au subliniat încă o dată rolul definitoriu pe care l-a avut armata alături de biserică pe timp de război și faptul că este de datoria noastră să-i pomenim pe vitejii acelor vremuri și să le onorăm memoria. Se împlinesc în acest an 70 de ani de la cele mai crâncene încleștări armate din cel de-al doilea război mondial de pe teritoriul României. Devenită simbol al tuturor bătăriilor și eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor. Cu prilejul acestei zi aniversare, urez la mulți ani armatei române și tuturor celor care, prin sacrificiul lor, ne fac, zi de zi, mândri că suntem români. Doamne ajută! Momentul alocuțiunilor a fost urmat de depunerea de coroane, la care au fost prezenți și primarul reghinean Maria Precup și deputatul Vasile Gliga. Le doresc să fie sănătoși, să fie la fel de bravi și să redea demnitatea României așa cum a făcut-o întotdeauna. Și totdeauna mă gândesc că poate nu suntem demni de sacrificiul pe care l-a făcut armata română, trebuie să fim conștienți de asta și să depunem toate eforturile să ne readucem România pe locul pe care trebuie să stea. Știm că autoritatea publică locală din Reghin are o atenție sporită și deosebită asupra pensionarilor și veteranilor de război. Da, și în general, pentru toate instituțiile, armată, poliție, tot ce înseamnă cei care ne apără suveranitatea și integritatea României. De aceea, împreună cu comandanții acestor instituții, am hotărât ca să facem un moment deosebit înainte de 1 decembrie, în 30 noiembrie, ca să facă parte toți din acest eveniment. Toți au fost încântați. Nu pot decât să-mi amintesc când purtam aina militară. Deci totdeauna ziua armată pentru mine înseamnă foarte mult. Mare onoare am purtat și mi-amintesc ce simte un apărător al patriei în aina militară. Le zic la mulți ani, ne doresc multă sănătate și să luăm exemplu toți de la ei de răspunderea care și-o asumă îmbrăcând această haină. Tot duminică, în piața Trandafirilor din Târgu Mureș, a avut loc între orele 11 și 14 o expoziție de tehnică, armament și echipamente militare. Îi facem un camuflaj la copilul ăsta mic. Și ce culoare ați ales? Negru, maroniu și verde de junglă. Pe față la tine mai văd și alte culori. Roșu, galben, albastru. Ce înseamnă? Tricolorul. M-am pictat. Și ce înseamnă picturile astea? Camuflaj. Care sunt culorile pe care le-ai ales? Maro, verde și negru. Și te ascunzi? Nu. M-am pictat pe față. Te-ai camuflat? Da. Și ce culori ai ales? Ce culori mi-a făcut eu, nu mi-am ales. Și care sunt? Verde, maro și negru. Și culorile astea cine le folosesc? Soldații. Pentru? Ca să se camuflează. Cel mai așteptat moment de întregul auditoriu a fost cel al defilării structurilor militare. Prezintă onorul, drapelul de luptă și efective ale brigăzii 6, operații speciale Mihai Bate de elită armatei României. Este încadrată cu luptători selectați și antrenați, astfel încât să facă față efortului fizic prelungit în medii solicitante de vedere psihic, folosind echipamente specifice și tactici adecvate. Brigada 6, operații speciale Mihai Viteazul și structurile subordonate participă cu succes la misiuni specifice în teatrul de operații Afganistan, începând cu anul 2006. 14 nume au fost selectate pentru a participa la primul festival de chitară acustică din România, marca Silvan Stâncel, desfășurat în patria instrumentelor muzicale, Reghin, cu sprijinul primăriei și al Casei de Cultura a Tineretului George Enescu. Toți concurenții au fost beneficiari unor diplome și premii în bani, dar marele trofeu, Acoustic Live Festival 2015, în valoare de 4.000 de lei și o chitară, a mers la trupa Cats on the Roof. Un singur concurent putea fi premiat la mai multe secțiuni, cum a fost cazul lui Mihai Melinescu. Au fost oferite în total 8 chitare sponsorizate de fabrica de instrumente din Reghin.
Maraton muzical de chitară acustică. De asta au avut parte reghinenii în zilele de 24 și 25 octombrie. Casa de Cultură a Tineretului George Enescu a găzduit primul festival de chitară acustic live, cu implicarea primăriei municipiului Reghin și a fabricii de instrumente muzicale. Vorbim despre singurul festival din România care promovează chitara și muzica acustică live, indiferent de genul muzical, marca Silvan Stâncel. Ce pot să spun? Felicitări tuturor concurenților, au fost foarte buni cu toții, au fost 33 inițial, au rămas 14 care au venit la Reghin, iar surprizele au fost interesante, pentru că probabil nimeni nu s-a aștepta ca un concurent să câștige mai mult de un premiu. Eu promit să revin cu la fel de mare plăcere. Există promisiuni partea pentru o ediție. Sunt aici la Reghin. Mi-a continuat. Nu are nimeni ca a vrea sub în Reghin și foarte cu chitară care noi ne urim și ne este din nou valorificat. În lui și nu foarte multe ori a continuat, adică pe care îl iubesc mult. Este noroc și am spus că e de cult altor care oarecum îi muzică și în continuare și peste muzică cu adevărat eveniment. Este un morta. Sunt scrise 30 de nu pentru ca să dintre în curenț să o lueze peste de cu, având în vedere jurul costul cu am încercat, punem și de mai de stand, fără de cu tractitudine, cu alentați, mări integrale. Eu aveam o urmă de muzicate din atențe, în și în livre, nimica. Trofeu de 4 de ale o chitară, Andruf, date pe și pentru masiție să vocență, stică premiul cu lui List și cel de bă, notat singur mai mulți și cazul nesit pentru ei chitară. Nu trebuie să fii filmul mai mare. El de obicei, rog, în momentul în care trebuie să cap de lucruri. Și într-o pică tot ai, ce se întâmplă. Am început, am văzut simța și mi-am zis, ei, nu ați făcut astăzi, nu așteptam să... Mi se pare o idee, organizat open, e în Europa. De orice fenomen, de instrument, sunt alte concursuri de muzică, puțini, unde se legal cu stiluri toperite, instrumente toperite. Pentru mine spune mai devreme că e punctul ochi, punctul lovit. Nici măcar n-am ochit punctul ăsta și n-au fost pru. Deci n-am cuvinte, e de necrezut, efectiv, nu mă așteptam. Toți concurenții au fost beneficiarii unei diplome și a unui premiu în bandă. Au fost acordate și premii speciale constant chitară, oferită de fabrica de instrumente muzicale din Reghin, mai mare din Europa. Se continuă pe aceeași linie a promovării muzicii de bună calitate. Aceste festivaluri care au avut loc în Reghin și care, de fapt, se vede că și-au atins scopul. Scopul nostru a fost material. Noi am sponsorizat principalele premii, 8 premii, și de asemenea am oferit o tare personalizată lui Silvan Stâncel. Prima ediție Acoustic Live Festival s-a încheiat cu recitalul de excepție susținut de A.G. Weinberger, Marius Popa și Silvan Stâncel. Atenție, reghineni, primăria demarează o nouă ediție a campaniei de curățenie de toamnă. Acțiunea de salubrizare generală în cadrul programului O toamnă curată pentru un mediu curat se va desfășura până de marți 27 octombrie și până pe data de 9 noiembrie. Locuitorii și asociații de proprietari din Reghin sunt rugați să-și curățe imediat depunerea adunate, inclusiv deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile voluminoase, în zone special amenajate la marginea trotuarelor, de unde vor fi ridicate și transportate de către echipele de lucru. Primăria municipiului Reghin, de startul campaniei de toamnă și la ziua de 27 octombrie, noiembrie, acțiunea de salare generală program toamnă pentru urat. Desfășurarea programului, locuitorii și asociații din Reghin, sugați să-și curățe mobilele pe dețin și pună deșeurile adunate, inclusiv deșeurile de echipamente electrice și electronice, precum și ce voluminoase, în special amenajate la marginea trotuarelor, de unde vor fi ridicate și transportate de cărțile de lucru. Campania va debuta marți 27 octombrie, ora 8, sectorul U, din care fac parte străzile Alinia, Lemnal, Foișor, Abatorului, Ieni, Piața Mare, Bălcescu, Taylor, Biilor, Metului, străzile Sebzarul, Van Regăni, Vasile, Mărului, Prunului, Celului, Narciselor, străzile Cârli, Beng, Dealul Cieșilor, Dealul Cocoșilor, Dealul Ierbii, Miteazul, Liliacului, Bujorului, Călărilor, Republicii, Șbuc, Tor Grigorescu, Lor, Terței, Dealului, Prumbe, Orizontului, Cartierului, Mihai Viteazu, Izvorului, de asemenea școlii, Piatru Mai, Spitalului Mihai Eminescu, Cerbului, Ucegi, Sejarului, Pădurii, Cartierul Lunei și Zona Durea Rotundă. Drepturile urbane la data și ora specificată nu sunt scuse, nu vor fi ridicate.
Reginul a rămat vreme de două zile, sâmbătă 24 și 25 octombrie, în moduri de chitară. Ediția acustică festivalului au fost înscrise 33 dintre din țară, dar și din Republica Moldova, solo și trupe, 14 dintre ele fiind selectate pentru finala de la Reghin. Pentru muzical a continuat recitalul, prins concerte de excepție, de Age Burger, Maria Gheorghiu, Ovidiu Scridon, Angela Maria Șiu, Alex Popa și Silvan Cel. Vreme de sâmbătă 24, mică 25 octombrie, spectacol la Casa de Cultură a tineretului Jordanescu din Reghin a răsunat în acord de tară. La Maria Acustic de 2015 au fost înscrise și 3 de numere din țară, dar și în Republica Moldova, artiștilor și trupe, 14 dintre presele pentru finala de Reghin. Felicitări concurenților, au fost foarte buni cu toții, au fost 33 inițial, au rămas 14, au venit la Reghin, iar surprizele au fost interesante. Orice chitarist și-a avut cu scena cu live, fie că a fost vorba despre genul muzical pop, folk, jazz, blues, chitară clasică, flamenco, orice altceva, chitară să fie și live. Concurenții care au avut curajul să vină la prima edie vor deveni ambasadorii acestui festival și răspândi experiențele lor. Cazarea plăcută, mâncarea foarte bună, organizare fără cusur. Pentru prima e ok. Acum știu cât o să țină, dar sper să țină. Deocamdată, pentru că au fost mai multe genuri, de fapt, cred că le-a acoperit cam pe toate. E ok. Sper să fie și în continuare. Ce înseamnă să cânți la chitară? Pentru mine? Tot. Adică prin asta mă exprim, deci pentru mine e tot. De ce ați ales și cum ați auzit de festivalul acesta, având în vedere că este prima ediție? Eu m-am înscris în 2013 la cursul de chitară de la Centrul de Cultură Augustin Benea din Alba Iulia și profesorul meu m-a îndrumat să compun poezii, melodii și așa am ajuns pe ultima sută de metri, m-am înscris și eu. E super, e ok. De genul pe care l-abordați dumneavoastră? Folk, numai folk. Prima dată când particip la un festival de genul. De unde ai auzit? De pe Facebook. O am pe doamna Maria Gheorghiu în listă și... Și cum a fost până acum reacția publicului? Călduros. E public călduros. Îmi place. Cam stai am urmărit și din culise și mai vin aici dacă mă mai cheam. Când de mult și m-am obișnuit, dar de fiecare dată emoții diferite. Și tot timpul ai emoții. De unde ai auzit de festivalul acesta și cum de ai ales să te înscrii? De la domnul Silvan Stâncel, pardon, dânsul mi-a trimis pe Facebook un link cu festival și am citit regulamentul și am zis de ce nu, să încerc și aici. Am vorbit cu Silvan, am participat la evenimente organizate de el și mi-a zis să particip, că ar fi o ocazie bună să-mi expun piesele. Să spun, e una clasică, eu nu spun clasic, una fingerstyle. Am cântat mai mult ușoară, mi-a plăcut să văd că publicul m-a aplaudat și mi-a plăcut. Prima ediție Acoustic Live și singura de argent din țară a conținut două secțiuni, concurs și recitaluri, astfel că publicul spectator s-a putut hrăni cu un sfârșit de săptămână muzical, unii dintre ei retrăind sentimentul înflărat al epocii de aur a muzicii folk, alții degustând pur și simplu starea de binere dată cantautorii invitați. Secțiunea de recitaluri a acestei prime ediții a conținut cote de excepție, susținută de Eiji Weinberger, Maria Gheorghiu, Silvan Stâncel, Ovidiu Scridon sau Angela Maria Șiu. Dacă Reghinul n-ar fi fost un loc care să se cânte folk, să se asculte folk, să se facă chitări, nu, probabil n-ar fi fost acest Acoustic Live Festival. Probabil n-ar fi fost Stânce venit în Reghin și, după părerea mea, ce avem noi de calitate, pe lângă instrumentele muzicale extraordinare, publicul. Publicul este foarte bun, este un public, știe această muzică, nu oricine știe să asculte muzica folk. De fapt, reușita sau nereușita unui concert depinde în aceeași măsură și de pe scenă, cât și de din sală. Astăzi m-am simțit foarte bine, am povestit mai mult decât niciodată, ceea ce nu mi se prea întâmplă, de obicei pe scenă cânt. Însă Reghinul face parte din amintirile frumoase ale tinereții, ale adolescenței, pentru că veneam foarte des aici la fabrica de instrumente, veneam la festivalul care se numea odată ca de argint. Acoustic Live Festival face parte dintr-un proiect muzical lansat în 2008 în România, în urma participării artistului Silvan Stâncel la Paris, în cadrul unui festival unde a concertat. Și de acolo a pornit ideea de a dezvolta un proiect, o platformă prin care să injecteze fenomenul chitaristic și la noi în țară. Silvan Stâncel este câștigător al festivalului de la Reghin, primul anul 2007. Evenimentul de la Reghin a fost organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului și Casa de Cultură a Tinerii Enescu.
Peste 300 de contravenale au fost aplicate din Mureș pe parcursul a 3 zile de urmă. Toate dintre însă și 2 procedimenti sunt ordinea publică și prevăzute din protocolul popular în post activ. 300 ori prevenționare de peste 5 de minute în valoare de mai de 7 lei. Acestea sunt rezultatele unei acțiuni de prevenire de 200 țiști mureș pe parcursul a 3 zile. Poliția intervenit și a fost prezent pentru normelor privind o și liniște și s-a văzut de legea privind activa unor activiciale licite. Prevenirea de circulare, poliția de activitura au aplicat 100 și par ca urmă privind cirele publice. 100 menți au fost pentru vite. Ca implementare, au reținut 6 de înmatri. La capitolul la regine, oameni legea spre grav, 2 contra auto sunt în circulare vehiculat. Numele a 6 persoane sunt omite de pentru contra unui permis de o persoană dată pentru conducere parțială. 2 conductori auto au fost de fiind ce conduceau sub polului. Rămâne de pe luci 6 octombrie 19 ediția emisiunii Fedeliu vizită la emisiunea campionilor a confirmat euror de Tatia Bodar, Raul Simon și antrenorul lor Ioan Boga. Marți 27 octombrie de la ora 17 vă invităm la film documentar. La orele 19 și 21 veți putea urmări festivalul de chitară Acoustic Live găzduit de municipiul Reghin la finele săptămânii trecute. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica Jurnal Plus, apoi jurnalul de astăzi și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută. La revedere! Restaurant Monte Carlo vă invită la Revelion 2016. Într-o atmosferă deosebită, cu un renume deja câștigat, sunteți așteptați la acum până la 3 ani să vă simțiți extraordinar în compania unor invitați de mare. Formația Vasile Soporan, Florina Oprea, Anuța Toncean Crișan, maestrul de ceremonii Adi Soporan, invitat special Pavel Stratan. Focuri de artificii și numeroase surprize. Meniu 250 lei de persoană. Pentru informații și rezervări, telefon 0748 902 336. Monte Carlo, un revelion de vis. Cazane de solid Ashman, șemie pe bateți. Centrale țare Berețman cu randament SIO cu până la 5-10 mai mare față de o centrală termică tradițională. Servicii în anție și ție. Consultanță specializată gratuită. Program radio termic. Posibilități țare bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului, numărul 1 la telefon 06572. Nouă dură. Era de viață anurilor. Niaga, mitul curăției tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu sfârșplete legi. Are covoare monocilindrică, clăt și centrale, uscare în 8 ori, în uscătorie fală la doar 3 metri. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este grat de la și la domiciliu. Comenzi la tele 745-779. Spălat Miag, Râi, strada Isforului, numărul 10.
are loc cerea serviciu religios. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, la cururia și vecior. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh, acum și cururea vecii minor, amin. Un deosebit al cerniei va fi acela al depunerii jurământului militar de către studenții anului I, în cartei de pregătire medico-militar din Institutul Medico Militurești, structură care s-ar activa în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. Detașam de la drapel pentru onor înainte. Rostiți după mine! Eu! Eu, student Mureș! Jur credință patriei mele. Jur credință patriei mele. România. România. Chiar cu prețul vieții. Jur să respect Constituția. Jur să respect Constituția. Legile țării. Legile țării. Și regulamentele militare. Și regulamentele militare. Așa să-mi ajut Dumnezeu. Așa să-mi ajut Dumnezeu. Mesajul șefului statului major general cu ocazia depunerii jurământului militar. Punerea jurământului militar este actul de conștiință cu alte semnificații patriotice și civice prin care un tânăr dobândește pe deplin statutul de militar. Dragi tași, în numai câteva săptămâni ați îmbrăcat uniforma militară, iar până în prezent ați făcut pași importanți pe drumul ce duce la descoperirea semnificației cuvântului de militar. Cu siguranță nu a fost ușor. Ați descoperit o instituție cu reguli stricte, o pregătire complex, ați învățat multe lucruri noi. În fiecare zi ați devenit mai pregătiți, mai uniți și mai conștienți de rolul vostru de militar profesioniști. Depunerea jurământului militar este prima dovadă a faptului că v-ați definitivat opțiunile de viitor și că formarea militară inițială a dat roade. Onor înainte, prezentă! Al! Care pentru prima oară Guvernul României, în dorința de a-și comemora eroii, inițiativa Ministerului Apărării Naționale a declarat 2000 anul veteranilor de război. Dragi ostași, zic că în acest an, 70 de ani, cele mai cele încălzări armate în cel de-al război alte de pe teritorii, a fost victoria asupra tuturor germane, precum și celor 15 eroi căzuți pe câmp de onoare pentru eliberarea teritoriului Mureș în toamna 1944. În memoria lor, întregul an 2015 a fost declarat, prin decizia Guvernului României, anul veteranilor de război. Din anul 1930, anul înființării armatei române moderne, și până în 1950, în tradiția românească a existat o zi dedicată exclusiv sărbătorii acestei zi. Aflată în centrul atenției publice, mai ales războiul de independență, armata României a participat la manifestări prilejuite ziua țării, venită ziua lor după primul război mondial și la dedicate zilei naționale. Forțelor române a fost sărbătorită pentru prima dată la 1951, iar din anul 1959 a fost stabilit ca zi aniversară, ziua de 25 octombrie. Devenit în tuturor și eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie a rămas în tifletele române, cu prilejul acestei zi aniversară, pres la mulțumea neamului român și cel care, prin sacrificiul lor, ne fac, zi de zi, mândri că suntem români. Doamne ajută! Urmează ceremonia de coroană. Pune coroană lor din partea Asociației Naționale a Veteranilor Război. Finala muncii. Să fie la fel de brață de unitatea României, m-a făcut-o într-o... Și tot mă gândesc că
sănătate nu sunt sacrificiu pe care le-a făcut română, trebuie să fim conștienți de asta și să depunem toate eforturile să ne facem preocupă. Trebuie să... Știm că calitatea publică locală din Reghin are o atenție deosebită asupra perilor și veteranilor de război. Prin reală, intensitățile arată pe tot ce înseamnă cei care ne apără suverenitatea și integritatea României. Împreună cu Comandanții Acestuții am ca facem un moment deosebit înainte de decembrie, în 30 noiembrie, ca să poată să facă parte toți din acest eveniment. Toți au fost tentați. Nu pot decât să amintesc când purtam haina militară și tot de armată foarte mult. Cu mare onoare am purtat și amintesc ce simte un operator al patrulei haina militară. Le zic la mulți ani, ne doresc sănătate și luăm exemplu toți de răspunderea asumă în această haină. Pentru defiare, cu o nouă dreaptă, înainte... Onorul capelul dă și efectuează 6 rasiste legate de la matei români de încăptori s-a antrenat nu se face față de ecoli fizic prelungit militante de mânții sunt expertii și tactici de glas prinții operațiale Mihai Viteaz trusurile borbale participă succes la misiuni specifice în teatru la Afganistan începând cu anul 2016. Prin fața dumneavoastră efective de studenți militari din cadrul Catedrei de Pregătire Comunitară de Mureș. Sunt educatori, subiectivități ale militare, dar și un antec din cadrul grupării de mobile de jandarm Regele Ferdinand I și din Inspectoratul Județean de Jandarm Colonel Sabin Motor. Militarii jandarmi execută lucrările la obiective speciale. Efectiv, inspectoratul situații de urgență, ore veste la incendii, în caz de urgență civile și caz de naturale. La sfârșit, vă mulțumim pentru că s-a stat alături de noi, și foarte invitată să vă am găsit. Circulă foarte multe informații, dar nu mai știi în care să crezi. Poate că niciune nevoabilești acum are încredere și nu, ci doar să ai răbdare. Taur. Este important să fii mai atent decât de obicei la ceea ce cer celor din jur. Mai mediul de la serviciu. Poate dorești mai mult autoritate, dar acest lucru nu este posibil. Gemeni. Ți se pun condiții, nu sunt loc puține sau slăbi. Cei care îți îndrepti privirea pentru a primi ajutor sunt cei care ridică aceste tenții. El poate avea efect mici furi la serviciu sau acasă. Ori în ambele domenii, dacă ești obisă care are probleme din loc în altul. Leu. Deci are strim diferent de unde vin chiar și de la cei dragi. Dar este important să le vezi valoarea practică înainte de a le respinge. Fecioară. Poate că nu vei reuși să te ocupi de la serviciu din cauza unei probleme de sănătate, a unor complicații care nu le-ai gestionat la timp. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Pentru cine voi, vino la Seceramin, distribuitor de tot și flor. Mai curaje, pentru concentrate pentru boții. Materiale de construcție, ciment, var, lavabil, brici, plase, măr industrial, pilot, gri de paricole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 124. Telefon 0361085656 sau 0265264 9. Seceramin, ția nevilor tale. Idul Setar organiza cursuri obține atelor de șoferi marfă, neagabar, taxi, negeri, coordonatori, conducători ADR, instituto, profesor de legislație ră, cursurile și examenele când înscrierile se încarc unicul 4 în incinta magazinului de piese auto. Informații suplimentare, telefon 0759980.
Farmacinal Pro V 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din drept pentru animale, la cele mai accesibile prețuri. Medicamente uz veterinar. Hrană și sori pentru animale companii. Concentrate și sori medicamente pentru animale gospodării. Produse hormonale, antiparazitare și dezinfectante pentru adăpturi. De luni până vineri între orele 18, băta între 8, 15, informațion 5145. 5. Northern Lore așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de lemn. Alții-ți obiecte materii electrice și întreaga gamă ciuruburi, trubaci, copiși, Northern Lore, transport de și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada numărul 3, lângă fabrica de Northern Lore vă așteaptă cu o gamă de produse, materiale de construcții, male izolații și hidroizolații, sicoperișuri, rășinuri pentru ființe, sisteme de CLCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Bandurilor 36 și strada Gurghiului 63. Continuăm viziunile astea pentru marți. Balanță. Trebuie să nu reușești în măsura în care sper să scoile celor din jur chestiuni importante. Negocierile pot fi oricând, nu urmează. Scorpio. Cineva drag vede repede decât tine o anumită problemă și chiar te îndeamnă o abordare mai practică, care te poate apropia de o rezolvare. Săgetător. O zi complicată în care provocările pot deveni din mai multe directe, exemplu de familie și în cercul de prieteni sau de mai ales cele prin alianță. Capricorn. Putea să mai pentru scurt imaginea înțeată a conflictelor în care e implicat, în speranța că așa te vei feri de emoțiile negative. Că nu e cea mai zi, dar nu e cea mai dificilă chiar dacă așa se părea. Echilibru între pesimism și optimism ar fi cea mai bună alegere. Pești. Ești mai atent intrat, dar asta poate duce la urarea unei oboseli de nu scapi ușor. E bine să te detașezi de problemele dureroase. Aceste viziunile astrale marți sunt acasă. Vă mulțumesc atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport. Avântul este o victorie. Confirmă poziția de lider al seriei. Vineri a învins în deplasare CSRD Miercurea Ciuc. Vor finanța golul echipei fost înscrise de LTG și Ciprian Liga. În etapa următoare, având întâlnire proprie de club sâmbătă 3. Echipa reghineană de Liga a 3-a avansează cea de-a victorie în 9 dispute. Vrea cu 2-0 în deplasare la CSRD Miercurea Ciuc. Echipa situată în a doua jumătate a clasamentului. Antrenorul Vili Stoica apreciază că elevii săi au făcut un joc bun. După cum ne așteptam, un meci greu, până care ne-a pus reale probleme. Am acceptat să lucru, în schimb, am făcut o partidă foarte bună, de vedere tactic, am fost bine organizat, am avut atitudine și le 3 puncte pe merit. Primul gol al partidei a venit la doar 5 minute, fuierul de stat și a ținut juniorului de Jilorand. Meciul a început foarte bine, oră, am reușit să marcăm prin Deji, pe o frumoasă. Cază de acest revejor, în adunat de vedere al pozitiv, în sfort organizat fața defensivă. Golul a fost marcat la ca minute de revenire cabine și a ținut în Ciprian Glig. La parte, am putut bine, tot pe o coră am reușit să-i surprinde prin forța de atacuță, care a centrat în forții și Liga, Ciprian a reușit. Poți nu s-a mai întâmplat, am ținut drept și să le 3 puncte. În etapa următoare, cu numărul 10, îi primesc pe teren propriu vizită de la Sănătuș o echipă la jumătatea clasamentului. Partida este programată pentru sâmbătă, 31 octombrie. Meciul rății nu se dedicomă ca cea mai bună ofensivă a județului. Echipa de Liga 4, antrenată de Ovidiu Cinean, a învins cu 1-0 Metan Daneș, sâmbătă 24. Partida s-a disputat pe Tălaru și Munți și contat pentru etapa 14-a sâmbătă. Cu victorie, Senii își păstrează locul în clasă și iau din conducerea la capoluri înscrise și două. Scorfuviul, partida Murșul Ruși în Gazman, Daneș, de sâmbătă în etapa a 12-a a Ligii a fotbal. Echipa de Ovidiu Mărginean a câștigat cu 9 o confruntare pe teren propriu cu cei din Daneș. Meciul a fost mult mai ușor decât credeam inițial, având în vedere că în minutul 17, deja 3-0, am considerat din punct de vedere partida
tranșat. Cu ordinutul 30, echipa a marcat diferența, iar la pauză a fost 0. Reprezentul a fost un gazetate, antrenorul a făcut schimbările pe putea la tot lotul. Cu această victorie categorică, Mureșul își păstrează locul său în clasament și a din nou la capitolul golse 6. Sigur, cele 62 de goluri sunt rezultatul muncii depuse la antrenor și în viitoare se deplasează pentru confrontarea cu Unirea Tricolor, o echipă situată pe locul 15, cu doar puncte acest sezon. ASEAT Mureș a devenit coșmarul liderului campionatului Astradi. Mureșeni a pus pe teren 1 și a pus astfel capăt unei serie de 5 fără succes. Formației arenate de Cristian Godi au fost marcate de Dan Gașan și lui Speu. Victoria a pierdut locul în favoarea caiovenilor. Și a venit Toria. Târgu Mureș spune că CT de fără victorie întâi. Terminați de Cristian Godi au învins Lazia Cătului Astra Giurgiu, cum fiind astfel prima liga care în goluri în Giurgiuilor în acest. După următoare taionare, meciul intensitate l-a prea condusă de zvici, un fundaș al Astrei în careu. Acesta din urmă atinge mingea. Arbitrul arată tul cu var. Trecută Dan cu un șorță sub bară și duce scorul la 1-0 pentru ASEA. Gabi Mureș face 2-0, minutul 40+1, în urma unui liber de 20 de metri. Mingea șutată de mijloc este de vizit și se fuge pe portal. Riza a doua forță cu ocaziile ambele portul Eșan închid orice tentativă ale giurgiuvenii. Minutul 90 reduce din diferență prin autogolul lui Velaios, noi alunecăte în care ulea. Urmează reduce și golul 3 lui, de un scrie din 4 metri după atac purtă pe partea dreaptă de Hanca. După acest succes, a se obține 22 de puncte, dar pierde ultima poziție de play-off și se situează pe 7. Vreau să fieți, pentru bine, am ratat ocazie. Așa bună ca Astre, zic eu că e un lucru foarte bun, era încredere, ne da valul pentru că trebuie să facem de aici până la sfârșitul returului. Oare cum echipa ați dorit pe contra, în paza meciului, că nu trebuie să ne retragem, nu trebuie să centru de greutate cu bun jos și atunci trebuie să stăm sus și am plecat la sfârșitul 15. Echipa a rămas un pic în jumătate noastră de teren, dar am aparat foarte lisic în fază de apărare, mai ales 4 făcut foarte, foarte bine. Prinde forțiți doar o zi nefastă astăzi. Nu, este, noi nu lăsăm pe etape. Sunt foarte multe. Eu n-am pierdut de un an și ceva în deplasare. Nu știu că pierd înțeleg după un an ceva. Indiferent că am fost la Jona sau am fost la Astra. Un an și ceva în deplasare. Și trebuie să vină odată și la Real Madrid. De toată lumea, suntem invincibili. Ne-a bătut o echipă motivată. Noi, o echipă care astăzi a fost mai bună, o echipă care a avut parte și de un arbitraj limitat. Adică, nu știu că ce a fost limitat. Asta este normal, spunea publicul, absolut. Cartonașe galbene la noi, o sumedine la ei, se făcea vede, dar nu mai contează influența, să spun, Târgu Mureș, datorită mai un arbitru mai cu experiență la meciul ăsta. Cu toate, două bârsa, n-am nimic să ajung arbitru. Consider important care are istorie, fiindcă noi am câștigat 3-1 și am scos din lupta pentru titlul la momentul respectiv. Ei ne-au bătut 5-1, dar și era rivalitate. Consider că era nevoie de un arbitru mai experiență să țină această partidă. După următoare, Mureș se deplasează la Iași, meci primat pentru sâmbătă, 3 octombrie la 16. Până atunci însă, ASEA va avea un meci dificil Moldova, miercuri, 28 octombrie, 10 Bac, partide ce contează pentru primile ale cupei. Echipa basket feminin U60 ACSS și anul a dus meciul contând la a doua campului. Aspetele de la CSS, CSM Ploiești le-au învins cu 69-46. Aceasta este a doua înfrângere suferită de antrenate de voci în actuala ediție campionat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Ziua de marți se anunță una frumoasă. Termometrele vor indica valoarea de 12 grade Celsius atât în Reghin cât și în Târgu Mureș. Pentru Ludu și Iernu sunt estimate 13 grade. 12 vor fi în Sighișoara, la Batoș, 10 în Sovata, iar în Strâncen vor fi 9 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, cerul va fi lipsit de nori. În Brașov sunt prognozate 10 grade Celsius. 12 vor fi în Bistrița, iar la Sibiu și în Cluj-Napoca sunt estimate 13 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 12 grade, iar în București temperatura maximă va fi de 11 grade. Marți noaptea, cerul va fi predominant noros. Pentru Reghin, termometrele vor indica valoarea de 0 grade, iar în Târgu Mureș 1 grad.
Pe parcursul zilei de miercuri, vremea va fi frumoasă în continuare. În Reghin sunt estimate 12 grade, iar în Târgu Mureș maxima va fi de 13. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andreea Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Magazinul Dan te așteaptă cu o gamă largă de produse și multe promoții. 15% reducere la sobele din promoție, aparate fitness și întreținere corporală, peste 500 de modele de biciclete, reducere 10%, accesorii Shimano și cauciucuri Rubena, reducere 20%, articole pentru copii, cărcioare, triciclete, mașini electrice, reducere 10%, 20% reducere la drujbe. Reghi, strada Gării, numărul 3. Magazinul Dan. Totul pentru tine și casa ta. Agenția de turism Idea Tour Reghi vă stă la dispoziție cu toată gama de sejururi turistice, începând de la sesiuni de shopping și circuite culturale pe teritoriul Europei, până la sejururi în colțurile cele mai îndepărtate ale lumii, pe malul mării sau chiar și pe apă. Cu noi, oriunde în lume. Ideea